În cele două școli în care preda profesoara de sport diagnosticată cu TBC, la cea de centru din Topliceni și la o alta cu clasele 1-4, învățau în total 174 de elevi. Dintre aceștia, 114 au fost testați cu tuberculină pentru a se vedea dacă au reacție la virusul bacilului Koch, vinovat de producerea TBC-ului. La 20 dintre ei, reacția a fost pozitivă, ceea ce i-a alertat pe epidemiologi. Diagnosticul pe care profesoara din Topliceni l-a prezentat nu evidențiază prezența becaului la examenul la microscopie directă. Nu știm nimic despre cultură, știm doar că histopatologia a fost negativă. Asta înseamnă că este un risc minim de transmitere a acestei infecții în colectivitate. Dintre cei 22 de profesori de la cele două școli, primară și gimnazială, 16 și-au făcut radiografii și rezultatele au infirmat diagnosticul colegei lor. Noi cadrele am fost invitate să mergem la spital pentru a face razele. Așa. Acolo, din câte am aflat, nu s-a confirmat la niciun cadru didactic. Deși Direcția de Sănătate Publică Buzău a recomandat dezinfecția urgentă prin personalul medical care monitorizează cazul, conducerea școlii din Topliceni, de unde învață elevii cu suspiciune de TBC, a apreciat că nu este necesară. Noi anul acesta am făcut o dezinfecție în primăvară. Deci o dezinfecție plecând tot așa la un copil, l-a durut ușor ficatul. Cei de la DSP au spus că e un caz de hepatit. Ca atare, copilul și-a revenit, nu a avut nici hepatită, s-a întors la școală, nu au fost nici probleme, noi ne-au solicitat să facem, am făcut. Unii dintre elevii la care reacția tuberculinică a fost pozitivă nu au venit ieri la școală. Toți cei 20 de elevi cu IDR pozitiv vor fi consultați de către un medic specialist TBC. La ora asta lucrurile sunt într-o acalmie, deci nu există alte îmbolnăviri, nimic care să ne determine să intervenim noi ca epidemiologi, pentru că ar trebui să fie 3 cazuri care să îmi dea voie să intervin. Noi monitorizăm în continuare această situație și vom ține direct legătura cu medicii fiziologii din zona Râmnicu-Sărat. Tuberculoza este o boală infectocontagioasă larg răspândită în întreaga lume, cauzată de bacteria Mycobacterium tuberculosis. Deși este o boală tratabilă, tuberculoza reprezintă și în prezent o cauză majoră de deces la nivel mondial și constituie o importantă problemă de sănătate publică.